Părinte, de ce atâtea contraziceri cu referințe la preotul care a zis să punem o cruce la ușa casei? Ce este rău în asta și dacă e rău că a zis de cutremur, trebuie să trecem să nu băgăm de seamă? Da, sigur, a fost un mesaj care a circulat pe toate rețelele. Trebuie să spun în primul rând că un mare dușman al păcii în această perioadă este acest WhatsApp. Și vă spun asta foarte serios. De câte ori încerci să citești mai mult, să stai lângă o carte, pling, pling, bună dimineața, Doamne ajută, vă doresc o zi bună. Truisme, lucruri banale care nu fac altceva decât să te întrerupă din ceea ce tu ai putea să faci un pic mai consistent. Este timpul să facem lucrurile mai consistent și să nu ne întrerupem așa de des din activitățile pe care le facem. De aceea, cei care puteți, vă recomand să întrerupeți WhatsApp-ul. Sau reduceți-vă activitățile pe WhatsApp sau pe grupuri cât puteți de mult, pentru că WhatsApp-ul a devenit un dușman al păcii noastre. Vine prin WhatsApp cât un mesaj îngrozitor. Multe din mesaje sunt fake news-uri. Multe din mesaje sunt mesaje de manipulare. Enorm de multe, dragii mei, mesaje din WhatsApp sunt phishing-uri, adică sunt oameni, hackeri și specialiști în IT, care prin distribuirea mesajelor în WhatsApp preiau de la voi date din computerele voastre, din telefoanele voastre. Și cu cât sunteți mai mulți, cu atât ei vând datele unor companii care cu asta se ocupă, dragii mei. De aceea nu fiți pradă WhatsApp-ului. Desigur că acest mesaj de la acel părinte a venit prin WhatsApp. Dar fiecare dintre noi ar trebui să știm că părinții cunoscuți ar trebui să ne spună adevărurile bisericii. Avem episcopi? Avem patriarh, avem arhiepiscopi, avem mitropoliți. Mitropolitul vostru v-a vorbit atât de frumos la Iași despre această perioadă, călugării din Sfântul Munte Atos au transmis mesaje pe care le-am ascultat cu toții cu multă evlavie, dar când apare un mesaj de la un părinte necunoscut care ne va spune ce va fi în viitor, când vei afla, când vei auzi de la cineva că îți va spune ceva ce va fi în viitor, să știi că acela este mincinos. De ce spun asta? Pentru că nimeni nu știe viitorul. Și apostolii nu-ți amintești că și ei erau curioși. Când va fi, Doamne, sfârșitul? Și a spus, nu știe nimeni, numai Tatăl. Le-a răspuns Fiul. De ce? Ca să-i liniștească pe apostoli. Deci, pentru noi nu există decât prezentul, draga mea. Știi cum bate ceasul? Tic-tac, tic-tac, tic. Știi ce bate? Prezent, 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 prezent. Sigur că va fi un cutremur în viitor. În Focșani, în zona Munții Vrancei, sunt nu știu câte cutremure pe zi. Da? Deci, poate fi un cutremur în viitor, dar nu asta e important pentru noi. Important e ca noi să trăim în credință, în dragoste, în rugăciune, astăzi. Prezentul este al lui Dumnezeu. Trecutul nu mai este, a fost. Viitorul nu știm cum va fi. Important e să trăim autentic prezentul. Sigur că dacă vrei să spui o cruce la ușă, ți-o poți pune, dar eu am crucea la paraclisul meu, la icoanele mele. Crucea este așezată la locul ei. Fiecare are crucea unde e locul ei, la răsărit. Dacă tu ai crucea, dacă ai tu ușa la apus sau la miază noapte, nu cred că e așa de important să spui o cruce pe ușă. Nu ți-a spus mitropolitul tău, nu ți-a spus preotul tău duhovnic. Sigur că nu e rău dacă vrei tu să spui o cruce așa, dar acesta este un mesaj de la un părinte care a spus asta împreună cu un mesaj care nu are legătură cu duhul autentic al Ortodoxiei. Nimeni dintre cei care sunt părinți duhovnicești nu-ți va spune ce se va întâmpla în viitor. Ține cont de lucrul acesta. Părinții din Sfântul Munte Atos, văzători cu Duhul, cum este părintele Iulian, cum sunt părinții, sunt mulți părinți la lacul, la schitul lacul în Sfântul Munte Atos, minunați, nu-ți vor spune decât în particular câte ceva despre ce va fi, ca să nu se mândrească ei sau să nu știi tu ce va fi în viitor. N-a rânduit Dumnezeu, draga mea, să ne cunoaștem viitorul. Că dacă ar fi rânduit Dumnezeu prin revelație, n-ar fi spus ce urmează în viitor. Ne-a făcut Dumnezeu niște profeții. Da? Dar acestea le luăm ca pe niște repere. Dar pe noi ar trebui să ne intereseze lucrarea via credinței în Dumnezeu și rugăciunea pentru țară, pentru medici, pentru bătrâni, pentru bolnavi și astfel stăm în dragostea lui Dumnezeu.